la volan. Și pentru că am vorbit de accidente, iată că se poate de la bal la spital. După ce au petrecut ore bune în Poiana Brașov, 6 tineri au intrat cu mașina într-o râpă în timp ce se întorceau spre casă. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi scoși dintre fiarele contorsionate. Au petrecut toată noaptea în Poiana Brașov. Spre dimineață, cei 6 tineri s-au înghesuit în mașină și au pornit spre oraș. S-ar părea că din cauza acestei și a drumului alunecos, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-o râpă. Au avut noroc că un șofer care venea în urma lor a văzut accidentul și a sunat la 112. Unul era afară, unul era încarcerat. Ce am scos, am putut, ce nu a venit băieții de descarcerare, pompieri, ce a venit, am scos. Unul dintre băieți a intrat în comă în urma impactului. Una din victimele încarcerate se află în comă, în mașina de terapie intensivă și este în curs de stabilizare. Am intervenit pentru scoaterea pasagerului din dreapta conducătorului auto dintre fiarele contorsionate ale autoturismului. Intervenția a fost destul de dificilă deoarece bordul s-a deplasat către acesta. Ceilalți au avut mai mult noroc. Au ajuns cu rănișoare la spital. Celelalte sunt stabile, hemodinamic și respirator, adică au fost transportate deja la spital și urmează să fie investigate. Polițiștii așteaptă acum analizele medicale pentru a afla dacă șoferul era beat.